elevul unic dintre a opta. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a opta. Dragul meu elev din clasa a opta, te invit într-o călătorie de explorare a resurselor personale care te-ar putea ajuta în realizarea visului tău. Pentru început, te rog să te gândești la ce te face pe tine unic și diferit față de ceilalți. Nu trebuie să te gândești la realizări impresionante sau la talente speciale, ci la aspecte simple care te diferențiază de ceilalți. Notează 2-3 realizări personale sau aspecte care te fac unic și prezintă-le dacă dorești colegilor tăi. Trebuie să știi că nu există două persoane identice, nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere al personalității. Fiecare suntem unici prin calitățile noastre, prin ceea ce știm face, prin modul în care gândim sau felul în care trăim experiențele. Cunoașterea propriilor resurse te poate ajuta să devii o persoană de succes și originală. Știai că și la angajarea în muncă, angajatorii sunt interesați de aceste resurse personale, de punctele tale tari și pun adesea întrebări despre acestea? Să explorăm mai departe. Eu despre mine. Completează următoarele expresii așa cum ți se potrivesc. Poți să le notezi și să le împărtășești și colegilor tăi. Sunt bun la... Mă plac pentru, vreau să învăț să, expresia sau citatul meu preferat este. Te invit acum să identifici superputerile tale. Pe ecran va apărea o listă cu superputeri pe care le au cei de vârsta ta. Notează-le pe cele care crezi că le deții. Creativitatea mea. Nu renunț ușor, bun prieten, ideile mele bune, glumele mele amuzante, învăț ușor la școală, vorbesc limba engleză, imaginația mea, curajul de a spune adevărul. Poți adăuga și altele în lista ta. Acum te invit să analizezi modul în care gândești tu în general. Unii dintre adolescenți au o mentalitate fixă și o gândire negativă. Ei utilizează expresii precum: nu voi fi niciodată bun la mate, nu am niciun talent, nu sunt suficient de bun, sigur nu voi reuși. Alți adolescenți au o mentalitate de creștere și o gândire pozitivă. Aceștia utilizează expresii precum: pot învăța matematica dacă depun mai mult efort, pot să-mi dezvolt abilitățile, pot face față, îmi pot antrena încrederea. Analizează cele două tipare ale gândirii. Tu ce mentalitate și tip de gândire predominant ai? Atunci când ai o mentalitate de creștere și o gândire pozitivă, ai mai multă încredere în tine, ești motivat și depui efort în atingerea scopurilor, colaborezi bine și cu ceilalți, ai o viziune optimistă asupra viitorului tău. Atunci când predomină mentalitatea fixă și gândirea negativă, devii pasiv, nu te implici ca să nu te complici, ai o viziune pesimistă asupra șanselor tale de reușită. Modul în care gândești influențează modul în care acționezi. Atunci când cunoști modul în care gândești, te ajută să repari din timp ceea ce nu merge bine. Iată un exemplu de ceea ce poți face. Completează următoarele propoziții cu afirmații pozitive despre tine. Eu pot, eu consider că, sunt sigură că, știu despre mine că, sunt capabil să, cred despre mine că, eu sunt, îmi place să. Practică în fiecare zi acest exercițiu, astfel îți vei antrena încrederea în tine.
Cunoașterea resurselor personale te va ajuta să te dezvolți, să fii mai competent, să capeți mai multă încredere în tine și să acționezi. Toate acestea te vor conduce mai aproape de succes. Încearcă în fiecare zi să devii cea mai bună versiune a ta. Hai că se poate! Mult succes!